Cu toate că activitatea Serviciului Public de Gospodărire Comunală a fost îngreunată anul trecut din cauza întârzierii procedurilor pentru licitații la materiile prime și la materiale de pe SEAP, angajații au reușit să acopere cea mai mare parte a lucrărilor încredințate de Consiliul Local. Având în vedere faptul că ne-am organizat tot timpul anului, ne-am organizat munca astfel încât să nu intrăm în întârziere, am reușit, așa cum v-am mai spus, să îndeplinim în mare măsură, zic eu, programul de lucrări. Ce ne-a rămas din tot programul de lucrări neexecutat, acel sens giratoriu, pentru care înțeleg că se face un proiect la urbanism, sensul giratoriu din zona Ivancea, și în spate la redacția ziarului Argeș Express, o parcare pe care n-am definitivat-o, întrucât mai trebuie făcute anumite lucrări de înlocuirea conductei de apă, dar e configurată și jumătate din ea e deja asfaltată. Anul acesta, reprezentanții de la SPGC spun că vor continua programul de parcări. Paralel cu această lucrare, în 2014, toate străzile care nu au fost incluse în planul integrat de dezvoltare urbană al municipiului Curtea de Argeș vor fi acoperite cu piatră, după care angajații de la Serviciul Public de Gospodărire Comunală le vor asfalta.